Hei, bună, sunt Maya, iar pentru astăzi m-am gândit să facem un Q&A, așa că haideți să începem! Pentru astăzi v-am pregătit un question and answer cu întrebări puse de voi pe pagina mea de Facebook. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați adresat câte o întrebare. Am să încerc să răspund la cât mai multe dintre ele. Ok, mulți m-ați întrebat chestii legate de mine. De exemplu, câți ani am, pe ce dată sunt născută, la ce liceu sunt. Păi am 15 ani, sunt născută pe 1 iunie 2001 de ziua copilului și consider că o să rămân un copil în suflet toată viața. Sunt boboacă în clasa 9 la Colegiul Național de Arte din Unipari din București, pe secția Canto Jazz Muzică Ușoară. Și am ales acest liceu pentru că aici pot studia tot ce ține de muzică. Următoarea întrebare mi-a pus-o Adelina Ade. Ce planuri ai pentru 2017? Păi, am multe proiecte în lucru pentru anul 2017, inclusiv niște piese noi. O să vă spun la momentul potrivit despre ce este vorba. În continuare vreau să împărtășesc cu voi pasiunea mea pentru muzică și promit că o să vă prezint numai lucruri frumoase. De asemenea, am primit multe întrebări legate de începutul meu în muzică. Ștefania Pavel mă întreabă la ce vârstă am început să cânt. Cochetez cu muzica de când mă știu, fredonam diverse melodii prin casă dinainte de a ști a vorbi. Mulțumesc că ești lângă mine! Cine dor că din toate mai ales de mine. Cine dor, îmi vorbesc cu tine. Am nevoie de tine. Iar părinții mei, văzând că deja devine o pasiune pentru mine, la vârsta de 9 ani, m-au dus la Clubul Copilor Sector 6, unde am activat într-un grup timp de 2 ani. După care m-am înscris la Școala de Arte din București, unde am fost la clasa doamnei Viorela Filip. Am urmat cursuri timp de 3 ani, iar în anul 2015 am absolvit această școală. Andra Lazar mă întreabă la câți anișori am avut primul concurs. La vârsta de 10 ani am avut primul meu concurs de muzică, la Galați, unde am fost foarte emoționată, dar m-am descurcat. Iar în 2013 am participat la primul meu concurs televizat, se numea My Karaoke Star, unde, deși am fost cea mai mică, am câștigat primul cel mare. Cu această ocazie mi-am lansat și primul meu single, Ochii Tăi. Dar cel mai important, mi-am făcut foarte mulți prieteni cu care țin legătura și acum. Am prezentat primul meu concurs, se numea Dreamstar Junior Music Contest. A fost foarte drăguț, un concurs foarte drăguț pentru cei până în 18 ani și pot spune că a fost o super experiență. Manu Andrei, genul preferat de muzică, pop. Alin Marian, ce înălțime ai? 1,71. Ana Maria Stan, cu colega mea de la Lipati, mă întreabă care e cel mai mare vis al meu. Te pup, Ana. Păi, cel mai mare vis al meu, sincer, îmi doresc foarte mulți oameni care să-mi aprecieze muzica, multe concerte unde să mă pot întâlni cu ei și unde publicul să-mi cânte melodiile. Doamne, deci mereu mi se face pielea de găină când mă gândesc la asta. Alex Spunu. Hei, Alex! Ce părere ai despre liceul Lipati? După ce-l termin, vrei să dai la conservator? Îmi place Lipati, m-am acomodat destul de repede și ceea ce îmi place mie cel mai mult este că aici sunt elevi cu aceeași pasiune ca și mine, muzica. Iar legat de conservator, nu știu ce să zic, încă sunt nehotărâtă,
Cred că mai degrabă aș vrea să urmez o facultate de media. Am primit multe întrebări legate de călătoria mea în America și cred că o să fac un episod special pentru acest subiect. Voi ce ziceți? Ce pot spune este că Las Vegas este un oraș superb. Oamenii de acolo sunt minunați. Am cunoscut oameni care m-au primit cu brațele deschise și cu multă, multă căldură. Abia aștept să mă revăd cu ei. De asemenea, m-am simțit incredibil pe scena hotelului Bally's și mi-aduc aminte cu plăcere de fiecare moment petrecut acolo. Alina Pleșa, care este serialul tău preferat? Cred că cel mai mult mi-a plăcut Gossip Girl. Mâncarea preferată? Spaghete milaneze. Carmina Cris, ai iubit? Am văzut că postezi pe Insta un băiat. Da, am prieten, cred că la el te referi cu postrete pe Insta. Izabela Andor, te pup. Care este cântăreți tău preferat? Sincer, e foarte greu să aleg doar unul. De la noi îmi place Irina Rimes, Carla's Dreams, Nicole, Andra, iar din străinătate îmi place JB, îmi place Ariana Grande, îmi place Selena Gomez, Sam Smith, Ed Sheeran și cu siguranță am omis câțiva. Ai frate sau soră? Da, am și o soră și un frate și de un an am și o nepoțică foarte dulce, o cheamă Emma și o iubesc super, super mult. Next, legat de X-Factor. A fost o super experiență. Nu pot descrie în cuvinte sentimentele pe care le-am trăit pe scena X-Factor. Am hotărât să merg la preselecții doar ca să văd cum e și am avut bucuria de a intra în audiții, unde am luat acei 4 de da și uite așa a început povestea mea la X-Factor. Nu m-am gândit înainte să câștig sau ceva de genul, doar să fac o figură bună. Toți concurenții cu care am petrecut aproape o lună în casa X-Factor îmi sunt foarte dragi și nu numai. Am cunoscut foarte mulți oameni frumoși din staff, cei din spatele camerelor, de care m-am atașat super, super mult. Ok, am primit mai multe întrebări în legătură cu colaborarea mea cu Oscar. După cum ați văzut și voi, au ieșit momente frumoase pe scena X-Factor și în ciuda discuțiilor dintre noi, totul a fost ok. Unii dintre voi m-ați întrebat dacă vor mai urma ceva proiecte împreună. Nu știu ce să vă zic, om trăi și om vedea. Oricum noi mai ținem legătura, suntem colegi în același liceu, deci ne vedem destul de des. Mitru Alexandrov, ești îndrăgostită de Oscar, veți fi vreodată împreună? Nu. Elis Armeanca, te pup Elis, îți place la liceu? Normal că îmi place, mă înțeleg super ok cu toată lumea și sincer îmi place mai mult decât m-aș fi așteptat. David Onica mă întreabă, ce te-a determinat să începi o carieră în domeniul muzicii? Ai o voce superbă, apropo. Mersi frumos! Îmi doresc o carieră în acest domeniu pentru simplul fapt că pot face ceea ce îmi place mie cel mai mult, adică să cânt. Muzica este cea mai mare pasiunea mea și consider că așa va rămâne și în continuare. Următoarea întrebare este de la Ioana Carmen Moldovan. Te pup, Ioana! Ai mai ținut legătura cu Sabrina Carpenter? Crezi că ai putea să te vezi cu ea data viitoare când mergi în America? Am mai vorbit pe Facebook. Ea este la nivelul la care este și normal, este super ocupată, dar mai ținem legătura. Atunci când am fost în America, am vrut să ne vedem, numai că nu prea ni s-a nimerit programul. Atunci când eu eram în Los Angeles, ea era în New York. Când am fost în Vegas, ea tocmai plecase în turneu pentru lansarea noului album. Și tot așa. Dar data viitoare când voi merge în America, sper să ne vedem, pentru că mi-este foarte dor de ea. Mi-a venit o idee. Haideți să vă arăt niște fotografii pe care nu le-ați mai văzut până acum. Never mind, I'll find someone like you. Never mind, I'll find someone like you. Cam asta a fost pentru azi, mulțumesc încă o dată pentru întrebări. Au fost foarte multe și nu vreau să răspund la toate. Dar dacă vreți și voi, trebuie doar să mai faceți filme. Dacă v-a plăcut acest clip, dați subscribe canalul meu de YouTube, un like și un share la acest clip. Dar până data viitoare, vă pup tare, tare, tare!